Bună, dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Nu uitați să vă abonați la canalul nostru și să activați notificările pentru a fi primul care află despre videoclipuri noi. Scriitorul serialului Emanet consideră un început senzațional pentru sezonul 3. Cu povestea sa absurdă și plină de haos, seria Emanet i-a făcut pe cei mai mulți dintre fani să-l urmărească, iar serialul a fost urmărit de Slater Kolu și Halil Brahim Ceyhan. În timp ce echipa de producție, nereușind constant să răspundă la sute de mii de comentarii de plângere, ia în calcul începerea celui de-al treilea sezon după despărțirea lui Slater Kolu, conform știrilor scurse, se afirmă că primul episod din trei. Sezonul al treilea va fi foarte senzațional și vor fi detalii remarcabile prin rolul lui Aman Karemezele interpretat de Halil Brahim Ceyhan. Se crede că actrița principală care o va înlocui pe Slater Kolu, despre care se spune că este Halia Diken, va începe cu o poveste foarte ciudată, astfel încât publicul să se poată adapta, iar în această perioadă de tranziție, publicul se va obișnui cu noul rol principal. Actriță. Sper ca echipa de producție să nu facă o asemenea greșeală. Nu face greșeala de a subestima dragostea și inteligența publicului. Acum publicul a devenit atât de conștient că acest plan nu va funcționa niciodată. Ignorând sutele de mii de comentarii de plângere care au apărut pe măsură ce povestea s-a desfășurat, producătorul nu a pierdut timpul făcând o declarație despre despărțirea lui Slater Kolu. Am demonstrat și aici. De fapt, el nu se gândește la public, ci la propriile interese. Aceasta înseamnă că o explicație poate fi dată foarte repede la cerere. Mi-aș fi dorit să fi făcut o declarație în fața publicului la fel de repede cu cât s-au plâns și au criticat sute de mii de telespectatori. Ați făcut o mare nedreptate acestui public care v-a urmărit producția timp de 2 ani și v-a făcut atât de mulți bani din venituri din publicitate. Acum îi vei picta ochii, o trenul a plecat, scuze. Nu uitați să vă abonați și să activați notificările pentru a vedea mai multe videoclipuri. Ne vedem în alte videoclipuri. Aveți grijă de dumneavoastră. Pa!